Îi mulțumim foarte mult domnului Boroca pentru această succintă, dar foarte pasionantă prezentare. Trebuie să vă spun că noi, cei din Oltenia, nu suntem cu ieșire la mare și atunci orice informație de genul ăsta apare ca fiind extraordinară. Mă gândesc la faptul că viața, în toate ale ei, se desfășoară în totul alte condiții aici, la Valul Mării Negre, unde și cercetările și tipul de umanitate pot fi diferite de cele din sudul extrem al României, chiar dacă vreau cu genunele, adevărat, care vine tot în Marea Neagră, se varsă. Vreau să spun și voi spune pe scurt, înainte de a-i da cuvântul domnului doctor, că există în lumea noastră modernul, iar lucrul ăsta poate să fie început acum 200 de ani și continuă cu succes, ca să zic așa, în ghilimele și astăzi, un mic război, o cherelă, uneori mai tare, între oamenii de știință și între teologi, referitor la, inclusiv la nașterea Universului, la felul în care evoluăm noi ca ființe inteligente în acest cosmos considerat inteligent, sau în aceste universuri, după cum se spune, de dată mai recentă, pentru că există savanți care presupun că n-ar fi singuri. Și ar fi o serie de corzi, se numesc stringuri. Există o teorie a stringurilor destul de ocioasă, dar pentru cei care o înțeleg, știu să o înțeleagă. Omul se găsește ca o mică urmică sau un mic atom în imensitatea unui cosmos pe care îl descoperim pe zi ce trece grația avansului tehnologic și înaintării științifice și cu toate astea simte că este un dar al cuiva, al creației. Aici intervin teologii care asumă cu argumentația ridicoare că acest univers este făcut de o ființă inteligentă și extrem de empatică care coordonează cumva inclusiv aceste mișcări aparente haotice al universului nostru, inclusiv astăzi, printr-o retragere evreia numi-o țințun. Iertați-mă că sunt cumva oțiuni și specific. Domnul face o contragere până la a deveni un mic punct, tocmai pentru a lăsa universul să respire și să fie în ceea ce numim noi expansiunea lui firească. Arminter nu ar exista. Ăsta este un act de calitate pe care îl face Dumnezeu, pentru că Arminter, măreția sa incomensurabilă pentru creierul uman, nu ar permite unui să existe ca atare. În vreme ce Domnul se face mic. Arsamanți elimină acest punct din discuție, spunând că dacă există o realitate spirituală vie în spatele acestui univers, el nu este de domeniul unui Dumnezeu care să se adreseze direct persoanei noastre, ci că este o mică închipuire a omului care, simțindu-se orfan și singur pe aici, pe meleagurile astea cosmice, ar trebui să aibă cumva un tată, o tată-mamă, cum spun unii, pentru că aminte îi apare ca profundă de neînțeles existența sa. Savanți biologi, cum este domnul profesor, dar și teologi, încearcă unii însă în concilii ale științei și ale teologiei să împace aceste puncte de vedere, spunând că există și aceste posibilități ale științei savante de a măsura universul și de a-l înțelege, precum și ale persoanei trăinice, întruchipată de Dumnezeu, Fiul și Sfântul Duh, care privează asupra noastră. O astfel de discuție vom avea probabil și noi astăzi și sunt foarte curios la punctele de vedere ale celor de conferință.